Păi nu se întâmplă nimic deosebit. Asta este o ipocrizie, că funcțiile de prefect nu sunt politizate. Prefectul este politic. Că e funcționar public, e foarte bine să fie funcționar public, dar ecuația este una simplă. Guvernul este rezultatul cui? Al majorității politice din Parlament. Prefectul este reprezentantul cui? Reprezentantul guvernului în teritoriu. Ce trebuie să facă el? Să pună în practică politica guvernului în teritoriu. Da, prefectul trebuie să fie demnitar și așa ar trebui să se întâmple pe mai multe funcții, cum se întâmplă și în alte lumi și alte țări, în care până la, nu știu, eșalonul 3, 4 sau 2, se vine cu administrație și se pleacă cu administrație în urma alegerilor și a voinței poporului. Așadar, mi se pare normal, este opinia mea, că prefectul, funcția de prefect, pentru că ea este politică acum. Altfel, la ce s-ar mai schimba prefectul? Prefectul ar trebui să iasă la pensie de la prefectură, nu? Dar când se schimbă guvernul, se schimbă și prefectul. Nu, e o ipocrizie care trebuie îndreptată, iar un guvern care este rezultatul voinței poporului, că poporul trimite niște oameni în Parlament, da? Deputați, senatori. Ăia votează guvernul. Da? Guvernul ăsta e unul politic. Ce face prefectul? Pune în practică politica guvernului în teritoriu. Da, e normal și ar trebui să se întâmple rapid și ar trebui să clarificăm până la ce nivel sunt funcțiile politice. Pentru că, iarăși, noi ne place, ne-a plăcut așa de-a lungul timpului să jucăm ipocrit. Nu, a câștigat un partid politic alegerile, vine cu administrație, pleacă cu administrație, dacă nu performează. Dacă oamenii sunt mulțumiți, rămân acolo. Restul, repet, sunt ipocrizii. E normal să fie așa, pentru că s-a câștigat.